Practic este vorba despre o vacanță intermediară, așa cum au numit-o cei din Ministerul Educației, pentru că adevărata vacanță de iarnă va începe pe 19 decembrie și se va termina pe 10 ianuarie 2016. Începând de luni 2 noiembrie 2015, preșcolarii și elevii din învățământul primar se vor afla în vacanța intrasemestrială pe care o prevede structura anului școlar 2015-2016. După o săptămână, respectiv de luni 9 noiembrie, elevii și preșcolarii vor relua cursurile din semestrul întâi. Așadar, cei peste 10.000 de elevi din învățământul primar Giurgiuvean și alți 5.600 de preșcolari vor intra începând de luni, 2 noiembrie, în vacanță și se vor întoarce în bănci luni pe 9 noiembrie. Noua structură aprobată de Ministerul Educației prevede că anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare, cu două zile mai puțin decât anul trecut. Semestrul întâi are 18 săptămâni de cursuri, iar semestrul al doilea are 17 și jumătate. Săptămâna școală, altfel, rămâne stabilită pentru săptămâna 18-22 aprilie 2016, ca și anul trecut. Tezele din semestrul întâi al anului școlar 2015-2016 se susțin de regulă până la data de 11 decembrie 2015, iar tezele din semestrul al doilea al anului școlar 2015-2016 se susțin de regulă până la data de 20 mai 2016.